doamnelor și domnilor, începe Weekend Show. Gazda dumneavoastră, Ancuța Vochin. Mă topesc de drag, simt că mă săruți. Ești frumoasă și cu mine, multora nu ne convine. Ne iubim în lumea noastră, restul nici nu mai contează. Ești frumoasă și cu mine, multora nu ne convine. Ne iubim în lumea noastră, restul nici nu mai contează. Și ce bine mă simt, pentru că este Weekend Show aici la noi în platou și la voi acasă, dragi telespectatori. Bine v-am regăsit, abia așteptam ziua de vineri. Hei, 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 n-o să vorbesc prea mult, pentru că eu sunt pusă pe distracție în fiecare weekend. Pentru că asta te menține tânăr, distracția, veselia, buna dispoziție. Să înceapă Weekend Show! Sunt cu minte și liniștită, pentru că urmează să aflăm cine este la noi în platou în seara aceasta. În echipa numărul 1, astăzi am spus că este, de fapt, o scurtă paranteză, un duel între generații, așa l-am numit eu. Pentru că în echipa 1 avem doi tineri superbi, doi artiști, adică Emanuel și mai departe Claudiu Mira. Tare, 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 tare! În echipa cealaltă avem trei artiști super, bineînțeles. La fel de tineri sufletește, este? Este da. Adevărat? Yeah. Așa e. Ei bine, l-avem mai întâi pe Sava Rădăceanu. Bine ați venit! Mai departe, o doamnă superbă, Alace Botariu. Dacă puteai să mă treci în echipa cealaltă. Oh, așa ați fi vrut? Și continuăm cu Vasile Topârceanu. Bine ați venit, dragilor! Avem și surprize, bineînțeles, dar trebuie să așteptați și să fiți pe fază aici la Weekend Show. Ce faceți? Bine. Bine. Bine sau bine, foarte bine? Bine. Nu-i nimic, că dacă faceți doar bine, o să vă determin eu să faceți foarte bine în seara aceasta. Ei bine, eu sunt o foarte bună cântăreață, cum am mai spus, peste tot, dar mai mult îmi place să ascult și să dansez. Am spus totul cu această frază. Ia vino tu, Claudiu, lângă mine. Să-mi iau și chitara sau? Sau încă nu? Ce preferi, chitara sau pe mine? Pe cine preferi? Și, nu, m-am bulbuit. Te-ai emoționat, nu poți să alegi? Știu, tuturor li se întâmplă, chiar și femeilor în prezența mea. Hai mai glumesc. Glumesc, ce să facem? Mai facem și noi glumițe. Ce faci, Claudiu? Bine, uite, am venit la emisiune, la emisiunea ta și... Mai ești obosit de data aceasta? Că de câte ori ne întâlnim, tu ești obosit. Data trecută, dar eram obosit rău de tot. Dar data asta m-am odinit și sunt gata. Dar este obosit pentru că are activitate, tocmai de aceea. Deci eu nu am vrut să scot în evidență altceva, ci faptul că are foarte multă activitate. Ce faci tu de obicei în weekend-uri? În weekend-uri merg la cântări, la concerte. Când nu ești aici? Merg la concerte, mă văd cu prietenii. Așa? Mai cânt pe acasă, mai studiez, mai... Nu vrei mai bine să ne vorbești puțin despre primul clip cu care ai venit la noi? Da, piesa se numește It Burns Me Up. Așa? A fost compusă cu Mihai Ogășanu, el a produs-o și scoasă cu Cat Music. În regulă. Și este o piesă de dragoste făcută acum vreo 3 ani pentru cineva, pentru o persoană dragă mie. Bine, și... eu vreau să te ascult cu nerăbdare acum. Poți să-mi iau și chitara? Sigur? Da. E sigur? Bine, hai, ia-ți chitara. Te ascultăm, Claudiu Mira. And it burns me up just like a fire. Your beautiful smile, and it turns me on the way you look tonight. The air is getting hot between us, like the temperatures on Venus. You raise the beat of my heart. Your candy lips are sweet and precious, kissing them will make me vicious. You, the perfect drug for my mind. And it burns me up just like a fire, your beautiful smile, and it turns me on the way you look
tonight. Oh, and it burns me up just like a fire. Your beautiful smile, and it turns me on the way you look tonight. Am zis să spar gheața. Da, păi. Și atunci măcar voi să dansați, eu nu știu de ce parte să trec. De partea tinerilor care sunt rebeli și cum mai sunt ei, sau de partea celor înțelepți și așezați și cu experiență. E bine să fii și tânăr, dar e bine să fii și trecut prin viață. Așa că vreau să vă anunț, dragilor, de ce am făcut două echipe. Eu știu că vă așteptați la cei mai rău de la mine. Ce să fac? Fetele cu chip de înger sunt mai rele. Nu, glumesc, nu, încă o dată am glumit, nu e ceea ce pare. Am să vă pun o scurtă întrebare. Asta obișnuiesc să fac la fiecare ediție. E mai mult o glumiță, așa că trebuie să fiți destul de spontani. Va răspunde cine știe. Vreau să-mi spuneți de ce nu ascultă elvețienii manele. Pentru că n-au dușmani. Știți? De ce? Pentru că n-au dușmani. Bravo! Pentru că nu au nici prieteni, nici dușmani. Ei, sunt doar glumițele mele, ce să fac. Vreau să vină lângă mine acum Ala Cebotari. Hai, vino, vino. Ala, ce nume frumos, Ala. Oare și de la cu ce... doi de L. Și cu doi de L, dar oare de la ce vine Ala? Mai am o poveste foarte drăguță, așa-i zic eu, și norocoasă. Atunci când m-am născut, eram Vogo Mare artistă, Ala Pugaceva. Și părinții mei au fost foarte așa, zice, mă, cum să o numim, cum să o numim? Și mai ales că părinții mei erau muzicanți care apreciau muzica și așa au spus. Tata s-a dus la maternitate, i-a dus mamei un pick-up și un disc cu Ala Pugaceva, pe care avea piesa aceea, Arelechina, Arelechina, tarara. Da? Și au spus, o numim Ala, ca să vezi soarta, peste câțiva ani, vin eu în România, fiind de peste Prut, o emit la o emisiune, la o altă televiziune, pe Ala Pugaceva și iau loc întâi pe țară. Wow, felicitări! Da. Eu cred că Ala e cu totul o poveste, nu doar numele, are o poveste aici.
Este o artistă de peste prut, zic bine, da? Da. Actriță, interpret vocal, este o artistă complexă, ca să zic mai corect. Așa că noi o să ne bucurăm de fiecare moment pe care o să ne-l prezinți în seara aceasta. Cu tot dragul! Te așteptam de atâta timp, trecuta oan la rând. Azi fericirea mea zâmbit și dragostea o cânt. Azi fericirea mea zâmbit și dragostea o cânt. Dragoste, dai viață, dragoste, la mine-n brațe. Dragoste, ești dulce fragă, rămâi pentru totdeauna, fiindcă-mi ești atât de dragă. Dragostea ne-a logodit amorul fără vină. De dragul tău am fost și sunt și sclavă și stăpână. De dragul tău am fost și sunt și sclavă și stăpână. Dragoste, dai viață, dragoste, la mine-n brațe. Dragoste, ești dulce fragă, rămâi pentru totdeauna, fiindcă-mi ești atât de dragă. Să-ți mulțumesc și-n cântec să te cânt. Cu patimă să dăinuiești de-a pururi pe pământ. Cu patimă să dăinuiești de-a pururi pe pământ. Dragoste, tu îmi dai viață, dragoste, la mine-n brațe. Dragoste, ești dulce fragă, rămâi pentru totdeauna, să iubesc o viață întreagă. Mulțumim, Ala Cepătare, și noi te iubim. Vă și te invit pe canapea. Bineînțeles că trebuie să dezvălui surpriza serii. Nu mai aștept, că nu mai am răbdare. O să o invit în platou pe nimeni alta decât pe actrița Doina Ghițescu, membra ansamblului artistic Ciocârlia. Mă bucur mult de tot. Bine ați venit, eu vreau aplauzele mai puternice. Seara bună, seara bună, am venit într-o seară de weekend. Exact. Abia așteptam, dragii mei, stimatele mele telespectatoare și dragii mei telespectatori, să mă întâlnesc astăzi aici cu Mica Sirenă. Aplauzele sunt pentru Mica Sirenă. Mulțumesc! Ancuța, mă uit la tine de acasă, din fotelul meu cel zglobiu. Mă uit așa la tine și tare îmi place. Și de atunci m-am gândit, uite-o pe Mica Sirenă. Te vedeam că ne erați în doi, tu și cu Robert Emanuel. Am înțeles. Ei, acum a trecut câteva așa și ai apărut o singură. Da, îmi place. M-a părăsit, a zis, cine? Nu se mai poate cu tine, fetiță. De ce? Este mai bine să te las, pentru că ești periculoasă. Îmi provoci tensiuni.
Așa mi-a zis. Nu e nicio problemă să întrebăm pe tinerei, dragii mei, așa este? Vreo tensiune, ceva de la Ancuța, vreo vibrație? Păi când Ancuța s-a apropiat de, de Claudiu, Claudiu, uite-l acolo. Claudiu, ai fost pe scenă, mi-a plăcut ce ai cântat, îmi place mult de tot, ești micul Zoro pentru mine. Aplauzele sunt pentru micul Zoro. Dragul meu, vă rog frumos, ai niște mănuși? De unde mănușile astea? Așa ești peste tot, vreau să știu. Nu știu, există? E nativ. E nativ? Atunci să facem săpături. Ce zice Ancuța? Facem câteva săpături? Eu nu știu ce să zic, ați văzut că eu l-am părăsit foarte repede. L-am pus la cântat și după aceea m-am dus după Emanuel, ați văzut? Eu... A, te-ai dus după Emanuel? Dar și Emanuel, dragă, vreau să-ți spun, aduce aminte de Robert, Robert, Emanuel. Amintiri, amintiri. Dragul meu, Emanuel, pentru mine ești tânăr și m-am liniștit. Și în afară de asta, îmi place foarte mult de tine. Când s-a apropiat mica sirenă de tine și a venit așa zglobi, hai să dansăm. Iar tu ai făcut, eu? Cu mine? La... Mă gândesc dacă veneam eu spre tine. Știi că ea este o infanterie ușoară. Eu sunt o artilerie grea. Dacă va cădea norocul pe... Măi, Emanuel, de când n-ai mai avut șansa să te întâlnești cu, cu o cifă, cu o betonieră? Îți dai seama? Lucrul acesta am putea să-l întrebăm pe Liviu. Liviu, tânărul operator! Draga mea, nu știu, m-am tot gândit când eram din lemn de cireș, de trandafir, așa ca tine, tot nu m-am căsătorit. Acum aștept să mă căsătoresc și mă gândesc dacă cumva, Liviu, am văzut cum umbli cu camera, parcă umbli cu o femeie, piu, piu, așa, mă dau și-o întorc, mă dau și-o pe partea ei altă. Ești țăpănos. Cred că am să iau o cină romantică cu Liviu. Vă rog, aplaudați această cină romantică. La noi în emisiune nu scapă nimeni de Doina Ghițescu. Nu, nu scapă. Nu scapă. Că... Dar știi de cine, cine nu va scăpa? Acum, uite, Sava. Sava este cel care a avut șansa să-l prezinte mai multe ori pe scenă. Atunci când el dă foarte multe spectacole aici pe scenele bucureștene și este unul din interpreții care conturează foarte frumos melodiile lui Julio Iglesias. El cântă din acest repertoriu. Sava, dar ai niște ochelari? Nu știu, ai o privire de IBM, de computer, de calculator. Și dansează. Și dansează, minunat. Și lângă el cine stă? Irezistibilă. Irezistibilă și fascinantă. Ala! Aplauzele sunt pentru ea încă o dată. Ala, nu? Ala, draga mea, vreau să spun așa, Ancuța. Eu pe Ala o cunosc, am admirat-o și pe micul ecran și în spectacole. Ea cântă, populară, ușoară, dansează, spune cuplete muzicale, are momente umoristice și eu chiar vreau să fac cu tine un duet, nu un duel, nu un duel, un duet. Sunt iar... geloasă deja. De ce să fii geloasă? Pentru că vă vreau și eu, doamnă. Dar de ce? Că l-ai pe Topârceanu, uite aici. Uite-l mă cu Vasile Topârceanu care abia așteaptă. Dar tu știi cine-i, dar tu știi cine-i Vasile Topârceanu? Vasile Topârceanu este cel care este deținător al celor două mari trofee într-o romanță. Marele trofeu Crizantema de Aur de la Târgoviște și al doilea mare trofeu, Crizantema de Argint de la Chișinău. Dragii mei, dragii mei, foarte frumos va cânta și publicul spectator va vedea lucrul acesta și și-l doresc pentru reîntâlnire cu el. Dragă, dar ce mă fac eu cu tine? Arde nerăbdare! Dumneavoastră sunteți trofeul nostru din seara aceasta, cele mai mari aplauze! Măi, așa! Așa, așa un trofeu? Așa o prezentare. Dar mai vreau să spun ceva. Să știi că eu sunt tot necăsătorită. De când vin la voi în emisiune, văd că v-ați schimbat aici, minunat. Platouri, camere multe. Așa. Într-adevăr, vastele apartamente sună bine. Vreau să spun că am dat un anunț la matrimoniale, dacă toți suntem acum la o clipă de sinceritate, la un moment de destăinuire. Și am spus așa, tânără artistă, simpatică, fermecătoare, talie mică, picior mic, vânt frigider. Măi, și vine unul la mine cu barbă, semăna așa cu Florin, uite la acolo. Vai cum te uiți tu cu obiectivul la mine, nebunesc, da? E, nu, am și un obiectiv aici, dar pe domnul nu prea-l văd. Îl mai văd tot pe Liviu, nici nu știu. Ba Florin, ba Liviu. Aveți pe alese aici. Am pe alese. Ei, nu știu, bă, de ce am să fac, dar o să fac ceva. Draga mea, și vine unul mic așa, așa în fața mea și spune, când m-a văzut, el a crezut că se va întâlni cu un tico, așa. Măi, și când a văzut aici, a intrat așa într-o stare de bâlbâială din care n-a mai putut ieși. Ce s-a gândit? Să se ducă la doctor. Doctorul i-a spus că nu-i de competența lui și l-a trimis la un poet. Și cum poeții salvează întotdeauna situația, ce credeți că i-a spus? Dragul meu prieten, femeia din toate timpurile, cu ce a fost ea comparată? Să-l întrebăm pe tânărul Emanuel. Cu ce ai comparat tu, dragul meu, o femeie? Hai că-mi bate inima, am o vibrație. Cu perfecțiunea. Bun! Oh! Hai, dar deja umblăm, deja umblăm la filozofii! Iar tu, dragul meu Claudiu, cu ce-i compara o femeie? Cu un îngeraș.
Wow! Cu un îngeraș? Eu sunt o inflorescență de îngeraș. Iar tu, dragul meu, să va? Cu o floare. Bravo! Aplauze! Așa i-a spus și el. Cu o floare. La care ăsta îi spune: domne, dar trebuie atunci să-i scrii o scrisoare în care să o compar cu cele mai frumoase flori care îți plac ție. Da, dar eu sunt inginer legumicultor. Nici o problemă, zice, înlocuiești florile cu legumele. Și atunci declarația de dragoste a ieșit cam așa: te iubesc de acum un an, frunza mea de leuștean. Când te văd mă trec fiorii, floarea mea de ceapa ciorii. Te absorbi de dimineață într-un ceai de izmă creață, fiindcă parcă m-a înțepat limba soacrei la ficat. Înțelege al meu elan, floricică de bostan. Și când plec de dorul meu, vino mai aproape. Când plec de dorul meu, tu să porți la pieptul tău, de dorul năucului, tot laptele cucului. Iar eu îți rămân fidel, uite așa ca Emanuel, subțirel ca un fir de pătrunjel. Iubește-mă nopți cu lună, floarea mea de mătrăgună. Pentru mine ești făcută, scumpă floare de cucută. Pe braț te voi legăna, doar ești lăptăria. Olo, pardon. Păpădia mea, vin la pieptul, nu mai sta, sărută gura leului, privind în ochii boului. Mulțumim, mulțumim, Doina Ghicescu! Vă invit pe canapea, lângă pentru Emanuel, că vă vreau până la finalul emisiunii. Voi rezista! Emanuel, îmi pare rău că ai fost atât de... Produc fracturi. Dacă Doina a pus ochii pe tine, eu zic să vii lângă mine. Care este prima ta melodie din această seară? Este un cântec de dragoste neîmplinită, Treat You Better. Spune-mi, ce ți s-a întâmplat când am dansat împreună înainte să cânti la repede? Gelozie. Gelozie? Gelozie. Pentru? Pentru că colegul meu, Claudiu, îți dedica un cântec foarte frumos. Și uite, acum eu îți dedic acest cântec. Mă simt copleșită, să-l ascultăm pe Emanuel. When you say that he's the one that you want, and you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop, I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crime, and you should be with me instead. I know I can treat you and you say you'd like me to. I just wanna give you the loving that you're missing, baby, just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do. I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time?
să rămână. Emanuel, dacă doamna Doina a spus bravo, bravo, înseamnă că e periculos. Este periculos de frumos. Noi o să continuăm. Deja începe să se încingă atmosfera așa cum îmi place mie aici la Weekend Show. Cred că umblă vibrația, să știi, da. Umblă vibrația. Dragilor, voi ați văzut dacă v-am adus ajutoare în echipa voastră, da? Sigur. Cu mine. Voi mergeți la bătălie cu doamna Doina, la sigur. Ați înțeles? Este capitanul nostru. Capitanul, exact. Și aici cine e capitanul? Păi Ana. Ana, bine. Frumusețea învinge, bineînțeles. Ei, o să continuăm acum cu Vasile Topârceanu. Este o emisiune extraordinară și chiar că nu visam. Invitata Doina face tot show-ul ăsta. Da. Am ascultat-o pentru prima dată, eu am cunoscut-o pe Ala și vreau să-ți spun că nu numai rușii au o Ala cu Pogacheva. Am avut și noi Ala Baianova. Da, da, da. O mare interpretă, da. Ea e venită după război cu un general, a rămas cu un general rus căsătorită aici în România. A activat și a cântat o viață la Teatru Tănase. Era o femeie înaltă, frumoasă, foc de frumoasă, cu un păr așa, totdeauna era pedantă, elegantă. La 70 de ani avea un corp superb. A cântat muzică ușoară de o frumusețe rară, dar și romanțe. Ea a cântat și romanță românească și a cântat și romanță rusească. Ala Baianova. Păcat că a fost uitată și este uitată de... Noroc că avem noi o Ala la noi în emisiune, o adevărată Ala. Dragilor, trebuie să vă uitați neapărat la Weekend Show. Este emisiunea Știați Că? Da. Știați Că? Și aceasta e continuarea. Cred că trebuie să fac o emisiune neapărat cu doamna Doina. Neapărat. Pentru că ne completăm reciproc și foarte bine. Este așa? Este o certitudine, nu un compliment. Dar să-mi cer și doi cadâni. Neapărat. Și eu doi cadâni. Și doi cadâni. Și ce ne cântați în seara aceasta? Uite, muzică ușoară, muzică asta. Dăm voie să cânt o arie dintr-o operetă celebră, Marco Polo. Wow. Mă simt onorată cu adevărat. Mulțumim, vă ascultăm. Haideți să și dansăm. Cine poate, cine știe pe o așa muzică, să-l ascultăm pe Vasile Topârceanu. Să știi frumoasa mea, ale iubirii șoapte nu le mai pot cânta. Pentru a mea iubită și visul meu de dor, Veneția strălucită e un minunat decor. Vino și tu pe țărmul drag al patrii mele, te voi purta la pieptul meu mereu, mereu. Vino și tu cer albastru plin de stele, te voi conduce fericit spre țărmul iubit. Bătrânele în lagune cu glasul lor șoptit în cale ne vor spune prieten bun venit. Din ape luna clară ne va însoți și ea, în murmur de chitară să-ți spun frumoasa mea. Vino și tu pe țărmul drag al patrii mele, te voi purta la pieptul meu mereu, mereu. Vino și tu, cea mai frumoasă dintre stele, să luminezi în calea mea mereu, dragostea. Te voi privi dansând sub cerul lin de vară, îți voi spune la pe când. Tu vei fi o colombină, iar eu un arlechin, în murmur de chitară să-ți spun al meu destin. Vino și tu pe țărmul drag al patrii mele, îți voi cânta odorul meu mereu, mereu. Vino și tu frumoasa visurilor mele, te voi conduce fericit
spre țară mult iubit. Yes! Mulțumim frumos! Bine. Ne-am simțit extraordinar, domnul Vasile, da. Extraordinar! Și trebuie neapărat să continuăm. Haideți cu Sava! Sava! M-ați dansat la emisiune, nu mă așteptam. Mă ține și rochia asta, no, m-ați dar, pus în dificultate. În momentul când intri în acest platou minunat și cel mai minunat lucru este prezența ta, nu poți să cânti. Mulțumesc! Poți să fii de câte verbecențe vrei, să-ți dorești să dansezi, să cânti și să te simți bine, pentru că este weekend show. O să înțeleg că vă inspir? Absolut! Nu numai pe mine, pe toți din platou. Dar uite, Ana deja acum și-a dat jos prima piesă. Prima piesă de simentare, normal, normal. Ce v-am spus eu, că doamnei Doina nu-i scapă nimic. Absolut nimic. Nici absolut. Aici în platou, dar nici în spatele camerelor. Poate când o să dantez, o să-mi scape fusta. Nu știu să spun să cred, pentru că cu Doinița ne cunoaștem de vreo 30 de ani, când ea era mică, mică, simțirică, încă elevă de liceu. Și când începusem să cânt Iglesia, păi mai multe seri m-a prezentat. Este bucureștean, nu știu care. Și în ultimele dăți, când eram pe scena ansamblului Ministerului de Interne, unde actrița Doina Ghițescu este acolo titulară de când există, atunci îmi spunea scurt: și acum cântă Iglesia de Dâmbovița, pentru că spatele sării era Dâmbovița. Și toată lumea știa, băi, a venit ăla. El este Iglesia de Dâmbovița. Sava Rădețeanu! Por el camino te vi bailando, arrastrar las sandalias y el valía va levantando. Tiene la piel morena, las caderas como ninguna. Tiene la piel morena, su misa clara color de luna. Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra. Tiene cosas de India, bonita mezcla de esta tierra. Baila morena, baila que duro, baila como ninguna. Arrastra la sandalia, llévame en tu locura. Baila morena, baila que duro, baila como ninguna. Arrastra la sandalia, llévame en ti locura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Va pasando, que va creciendo, la música no para, sigue bailando, me va volviendo. El sudor de su cuerpo la pone brillo a su piel canela. La blusa colorada, la madrugada está moreno. Ella parece blanca, ella parece negra. Ella parece india y bonita mezcla que de esta tierra. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Arrastra la sandalia,
llevamento locura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Arrastra las andares, llévame en ti en locura. Hola, hola, hola! Baila, mulțumesc dansatorilor! Mulțumim frumos, domnul Sava! Yes! Trebuie să luăm niște premii, nu-l dai niște premii acum? Cum să nu luăm noi premii când eu de fapt vă provoc să văd ce puteți să faceți și cum vă descurcați? Și la final o să primiți premiul cel mare, care se numește Ancuța Vochin. Provocarea noastră din această seară se numește Recunoaște vedeta. E bine să vă povestesc despre ce este vorba în această provocare. O să avem aici la noi pe plasmă două vedete, două personalități ale căror fețe sunt inversate. Și trebuie să vă dați seama despre ce vedete este vorba. O să aleg din fiecare echipă câte un membru. Cu cine să încep, cu cine să încep, cu cine să încep. Nu, neapărat Doina. Doina, vino lângă mine. Neapărat. Băieții au hotărât că ești capitanul, da? Da, eu sunt capitaneasa. Bun. Prin urmare, ce facem? Vii lângă mine. Aici, da? Lângă butonul ăsta roșu. Și am hotărât să nu-ți mai spun doamnă. Nu. Pentru că ești actriță. Mulțumesc. Suntem colege și asta contează, suntem, da? Suntem colege, uite aici și pe scenă. Și mai departe, Ala. Corect. Să vină lângă mine, da. Vaia. De când îmi doream o luptă cu Ala. Se lasă cu o luptă aici la Weekend Show. Ei bine, dragele mele, trebuie să fiți atenți la plasmă, să observați fețele vedetelor, sunt modificate, să vă dați seama despre ce vedete este vorba. Când știți răspunsul corect, trebuie să apăsați buzzerul. Deci rapid acolo. Aha, aveți la dispoziție 15 secunde. Este un concurs de un punct. Dar vă rog, nu vă grăbiți, nu vă bateți, nu vă nimic. Încet, delicate, ca niște doamne, da? Sigur, da. Start, joc. Eu. Păi că... A, să păi știu ce să fac. A, bine. A apăsat buzzerul, știi răspunsul ăla? Da, uite și Băsescu. Ești sigură? Stai puțin. Stați puțin, aduceți o pereche de ochelari pentru Doina. Vă de mine, dar eu am o miopie, dragii mei. Intru cu totul în televizor. Nu este Putin aici. Doamna Doina, da. Doina, doamna Doina. Doina noastră de peste tot. Ce ați făcut? Ce ați făcut? Vreau să intru la domnii, dar nu am intrare. N-am viză, nu mi-a ieșit viza. Nu mi-a ieșit viza. Ia să vedem. Da, măi, nu, ăsta este, dar nu este. Iar ăsta, l-alt, e... Să vedem dacă Ala a răspuns corect. A răspuns corect. Păi ăsta este. Care, mă, e Băsescu? Era-te-o mai pe dos. Putin. Ce ai spus, Ala? Putin și Băsescu. Deci e corect. Da. Și de ce te mai miri? Ai o față ca și cum n-ai fi răspuns corect. Păi nu, că i-a pus mustață galbenă prea galbenă. Doamne, nu-i adevărat. Felicitări. Aveți un punct. Ai, ai văzut, uite. Da, merge de loc, doamne. Da, gata, haide. Și continuăm cu alte concurenți. Ia să vedem. Da, mă prinde doi în altă dată. Nu mă iartă. Nu, cu siguranță. Domnul Vasile și Claudiu. Hai Claudiu, ia să vă dau. Ați înțeles despre ce este vorba? Sunteți pregătiți? Încercăm. Stați joc. N-am să trec eu de zis, el e mai... Aaaa. 10 secunde? Asta da. 5 sunt secunde? Sunt vedete român, român ce? Nu. Știți răspunsul sau nu? Vă ajută echipa? Băi, echipa? Băi, da. Gata, stop, cine apasă, cine știe? Claudiu? Sunt până Ziana la Buruiană. Așa. Și cu? Și cu... Eu n-am văzut nimic. Zi Tonciu. Și cu Andreea Tonciu. Ia să vedem, da, să vedem dacă ce răspunsul. Nu-i Andreea Tonciu. Bravo! Felicitări! Ați echilibrat! Bravo!
Era de așteptat, el e tânăr, oase ascendent. Doamnul Vasile, nu contează. Nu contează. Să ne simțim bine. Să ne simțim bine, să registrăm. Bineînțeles. Sigur că da. O să continuăm acum, pentru că vreau să se cânte aici, bineînțeles. Și nu o piesă, ci două, pentru că o provoc cu adevărat pe Ala. Mă placi, te plac, asta e, asta e. Mă vrei, te vreau, în taină. Aș vrea să-ți spun, dar teamă-mi e să nu dau greș, căci ăsta e destinul meu. Să aștept, să aștept. Hai, hai, ce mai stai? Nopțile sunt dulci în luna mai. Hai, ce mai stai? Prinde clipa ta. Azi și tu și eu și eu. Aș vrea să-ți spun, dar teamă-mi e să nu dau greș, căci ăsta e destinul meu. Să aștept, să aștept. Cât o mie la un loc, cavaleri la patru ace,
toți ar vrea să mă înșface. Ai dorit și tu, nu zău, sorry, nu ești genul meu. Și mă întreb cum poate să încape o iubire atât de mare. Cum e până la soare drumul? Într-o viață colivie, cum e inima cât pumnul? Tot eu am găsit și răspunsul este logic și firesc. Cei ce sunt cu minți ca mine din iubirea mea primesc. Din copilărie mama mă stresa cu alabala, dar eu citeam printre rânduri și-mi croiam mai scurtă poala. Și în urma mea pe stradă, cavaler plin de speranță, toți erau respinși pe față de o blondă cu prestanță. Și mă întreb cum poate să încapă o iubire atât de mare. Cum e până la soare drumul? Într-o viață colivie, cum e inima cât pumnul? Tot eu am găsit și răspunsul. Tot eu am găsit și răspunsul. Ce nu-ți este clar? Este logic și firesc că doar cei care sunt cuminți din iubirea mea primesc. Tot eu am găsit și răspunsul este logic și firesc. Cei ce sunt cuminți ca mine din iubirea mea primesc. Mulțumim, Ala! Vreau să-ți spun că o să ascult această piesă pe repeat. Cu siguranță. Cu toate sunt o blondă minunată. Toate blondele. Mulțumim mult. În special pentru tine. Mulțumesc, mulțumesc. Oh, ce fericită sunt. Trebuie să vină lângă mine Doina. Doina. Vă, Doina, cea cu dor. Anca. Doina. M-a luat gata încălzită. Melodia cântată de Ala m-a încălzit total. Sava mi-a spus clar că Doinița. L-am încălzit? Trebuie să te alint, trebuie să te alint, așa mi-a spus. Alintă-mă, te rog frumos. Dar preferam, dar poate să mă alinte Claudiu Emanuel? Nu, de alta, dar faceți parte din aceeași echipă și nu vrea să trădeze de asta. Nu știu, dar e foarte cald aici, nu știu, ori e cald aici, ori sunt în perioada de împerechiere, nu știu. O să încep să boncănesc, nu știu. Să știu un lucru, pornind de la starea pe care mi-a creat-o ca emoție și ca vibrația Ala prin cântecul ei, că am dansat și eu piu, 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 mă mișcam aici, da? Adică aici la tine în emisiune, la TVH, în emisiunea ta Vesele de Weekend, din mai mare ne putem face mai mici. Doamnelor, aici în emisiune urmăriți, din mai mare mai mici. Cine cum arată? Bun, și acum vreau să-ți spun că, apropo de vibrația asta care s-a creat, să știi că în Parlament, ați văzut că în Parlament sunt și dame. Senator, doamne deputat, ai văzut că știi, ai pe cineva o relație acolo, nu? Vedem, urmărim. Dragi, și atunci se întâmplă cam așa. Pentru că și doamnele sunt senator și doamnele sunt deputat, se întâmplă cam așa. Când o femeie ajunge deputat, se agită stele. Hai de mine! Stelele se zbat, coboară pe pământul întreg uimirea. Mai tot susțin că se încalcă firea. Firea. În lumile de ciorbe și placinte se încalecă tigaia cea fierbinte, cu oala de sarmale ajunse scrum, fripturile scot vălătuci de fum, că vin din dealul spirii pompierii și-i larmă în câini de parcă trec inghierii. Se taie maioneza de salată că în cameră vorbește o deputată. Bărbații își da vor coate, vor cârti, vor întrerupe dama, vor bârfi, o lege nouă vor vota urgent cu referiri Ala la părul permanent.
vor interzice pudrele, rimelul, perucile și rujul de tot felul, vor obliga pe orice deputată să vină cu platoul de salată. Să-și cumpere chiloți și sutien la Stefanel sau la Parisien, să-l dea de cheltuială pe bărbatul ce vrea să doarmă în pat cu deputatul. Dar atacând picioare, ochi frumoși, vor demonstra că slabi și păcătoși, inconștient, vor demonstra ideea că sexul tare îl moaie tot femeia. Tom-tarararam! Orice asemănare cu realitatea este pur întâmplătoare. Aș vrea să spun că acest monolog este scris de o autoare minunată pe care eu, Sava și cu Vasile Topărceanu o cunoaștem. Este vorba de minunata, de acest special. Este o doamnă a epigramei românești, Elis Râpeanu. Da. O aplaudăm. O salutăm și noi, bineînțeles. Cu drag. Și acum aș vrea să mai spun câteva. Să zicem că într-o librărie intră un polițist. De ce nu? Haide să băgăm și poliția. Intră un polițist, vede o jună, o așa o minunată ca tine. Ierea, da, se duce la ea și spune în librărie: nu vă supăra ție, duce, uita ce frumoasă sunteți. Aș vrea și eu, dacă se poate, cartea aceea care s-a lansat ieri. Ați vorbit despre ea la TVH. Ați vorbit la știri. Dar care carte, zice ea? Păi, cartea de ieri. Vedea că la noi se lansează mai multe cărți. Dar cartea aia de ieri, ați vorbit la TVH, la știri. Am văzut eu și șeful meu, domnul comandat, a spus că să vin să citim și noi cartea aceea. Dar spuneți o dată titlu. Da, un moment, titlu, da, titlu. Am uitat titlu. Nici o problemă, stați puțin. Să mă caut în ce trebuie. Exact, am găsit. Da, ce e polițiștii și ce vrea ei? Vai, dar această carte s-a epuizat. Nici o problemă, o vreau și așa epuizată. Mulțumim, Doina Ghitescu. Și tot în aceeași librărie intră un domn pedant, așa precum Vasile Topărceanu la cravată. Intră un Vasile Topărceanu, se duce la o minunată și spune: nu vă supărați. Nu mă supăr. Aș vrea cartea de ieri. Iar? Nu, că eu sunt altul. Cartea care s-a lansat ieri. Da, dar care? La noi se lansează mai multe cărți. Supremația bărbatului asupra femeii. A, vă rog să mă scuzați pentru literatura science fiction la etajul 5. Exact! Mulțumim, Doina! Mulțumim! Mulțumesc. Mergem mai departe! Vai de mine ce am mai râs! E, asta e un exercițiu pentru frumusețea feței. Râdeți, dragilor, cu poftă la Weekend Show! Și mai ales să dansăm pentru că ne cântă Emanuel! You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do well with apologies. I hope I don't run on a tank and someone call a referee. Cause I just need one more shot at forgiveness. Mistakes maybe once or twice. By once or twice I mean maybe a couple of hundred times. So let me, oh let me redeem or redeem all myself tonight. Cause I just need one more shot, a second chances. Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just in your past. Single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go and then you go and just feel the truth. Can we both say the words and forget it? Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just in your body. Is it too late now to say sorry?
format cuplurile, am înțeles cuplul de taină și aici avem cuplu. Vă rog, carul de reportaj, mergem în deseul Banda și Minutul. Da, bun! Mulțumim și Doina care face spectacol de fiecare dată. Noi o să continuăm aici cu Sava Rădățeanu și cu domnul Topârceanu, bineînțeles, după aceea. Haide, Sava! Haide, Sava! Ne cânti. Mulțumesc, cu plăcere cu și noi dansăm cu entuziasm. Drag, pentru că acum voi cânta, nu știu, una sau două piese, dar cu siguranță cea de-a doua va fi dedicată în totalitate ție. Sava, dar tu ești sigur că rezisti să cânti fără să mă dansezi? Nu, nu vreau. Vreau să rezist, să cânt și să te dansez.
nerăbdător și zâmbitor, pe pânci așteaptă spectatorii, toreadorii se-i vor lupta. Deodată vigelos și furtunos, un taur în arenă intră, trilul lor vesel a sfuriat. Un costum în paiete brodat, toreador în arena intră. Ole, torero, tot orașul a venit ca să te vadă. Ole, torero, pentru al tău curaj îți cânt o serenadă. Vezi arena ca prin ceață, înspre taur te vei avânta. Singur ești cu el în față, oare mâna nu-ți va tremura? Ole, torero, hai arată-ți încă o dată a ta forță, fata dragă te așteaptă, dragostea va triumfa, torero, ole! O melodie mexicană, sub soarele de jarâncis, și doi ochi mari de fetișcană, și ea mexicană în vraje m-a prins. Un ceas, un an, o viață întreagă, cu fata asta aș dansa. Cine iubește să înțeleagă, căci fata mea dragă și n-o pot uita. O văd și-acum cântându-mi singură pe mal în Mexico, sub cerul mândru tropical. Sunt melodii înflăcărate sub cerul aprin mexican. Răsună gând de libertate, dus de vânturi, dus departe, până margini de ocean. Mexico, Mexico, sub minunatul soarei, odată ne-ai cântat acest refren de dor înflăcărat. Mexico, Mexico, sub cer de aur și argint, te văd și-acum în gând și peste mări și țări te aud cântând. Mexico, Mexico, Mexico. Vasile Topârceanu, bineînțeles. Am văzut că Ala și-a făcut coreografie și-a pus o pălăriuță. Ia să văd Ala pălăriuța, ia cum se pune, cum se pune. Asta este că tot și eu, că la fel ca și doamna Dăina Ghițescu, nu sunt măritată. Și o să facem o emisiune în matrimonial. Vă tot spuneam, iubiții mei, că am tot vrut să mă mărit și m-am dus la Belu în cimitir ca să-mi găsesc și eu iubit și l-am găsit. Și vă spun mai departe altă dată. Ala, stai puțin, dar de ce fugi? Oh, eu oricum, ca să nu... eu oricum am pregătit totul aici, controlez totul, nu te-am chemat așa oricum, okay. Ci să te provoc încă o dată în seara aceasta. Cu drag. Vreau să îți alegi un partener de la tine din echipă. Nu mai privi, că o să te influențeze și eu nu, okay, vreau. Alegeți un partener. Să vedem și pe cine. Să rămân cu pălăriuța? Să rămâi cu partenerul. Vai, o să mai caut, o să mai aleg, o să mai... Dar deocamdată, Doamne, pe dacă cine? Că tu alegi la Belu, sunt... Da, 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 da. Săraci lipiți. Ia și vai de mama pe lor. Cine, pe cine? Păi să număr așa. 1, 2, ala, bala, portocala, ce-ai mâncat de te-ai umflat, 7 pite și un pitoi și un găvan cu usturoi, cioc, boc, treci la loc și o gâscă fără cioc. Deci, Vasile, domnul Vasile? Nu, Sava. Sava? Sava, că e doar ce... Hai, Sava, vii! Fie la... Urmează proba, ține pasul! Să văd cum vă descurcați! Caule, cum e asta?
dragilor, sunteți pregătiți să dansați? Yes! Da! Pe mai multe stiluri muzicale? Sigur că da! Atunci, provocarea adevărată, să înceapă dansul! Au luat maximul. Mi se spune din regie că ați luat punctaj maxim. Wow! Două puncte, adică continuăm. Aici voi alege eu, neapărat vreau să fac asta. Doina, adică pe Doina. Doi. Asta vroiai. Doina și cu Emanuel, neapărat. Măi, dar nu le iei după înălțime. Eu vroiam cu micul, micul Zoro, că mă vedeam mai bine așa, dar... Eu zic... Nu, vă rog frumos, nu începem până nu urcă și Claudiu, în trei. Vă rog frumos, o adevărată provocare la noi la Weekend Show. Auzi, Anca, pentru o doamnă cu greutate trebuiau doi parteneri normali. Aici se află micuța Fiurem și cu micul Suleiman și cu... dar avem aici un pasă tânăr. Ce-i ține pasul? Liberă la mare,
mine. Auzi, acolo era că nu mai sunt o fată cu minte și eu ziceam, eu nu mai sunt o fată fierbinte. Să știi că cine dansează bine e bun la casa omului, știai? Amândoi sunt buni și mi-ai dat o echipă tânără, fresh. Poți să o iau și acasă, vă iau acasă. E de bine. Ce note avem? Eu n-am nimic împotrivă, să vedem ce spun băieții. Mergeți, faceți curat și mergeți praf. Sigur că da, nicio problemă. Eu le dau de mâncare, de băutură. Nicio problemă. Emanuel gătește, Doina îi vrea acasă, Claudiu vine la mine. Hai, Claudiu, vino! Nu acasă, pe scenă, dragule! M-am speriat. Și eu m-am speriat. Ne cânti? Da, o să da? Ne cânti. O piesă care se numește Magnet. Magnet. Piesă pe care cu care am fost la Eurovision în selecția națională. Am înțeles, ai grijă să nu atragi prea tare pe Doinița cu magnetul tău. Să-l ascultăm pe Claudiu Mirea. Here I am. It's been a while since my mind took a break from you and everybody else around. I sit alone and watch the sky. Falling leaves are passing by. I truly feel that I'm alive. Every human born on this planet has the right to use the love as a magnet. Just when you feel that you have lost the connection, I'll be there to guide you on a direction. Love is a magnet. On the way, feeling grateful every day. On and on, the self was telling me which way to stray. I begged the messenger of love to send some guidings from above, so I can reach your heart. Every human born on this planet has the right to use the love as a man. Just when you feel that you have lost the connection, I'll be there to guide you on a direction. Love is a magnet. Foarte bine, atrasă de magnet sau nu? Magnet aici, de nu se poate. Continuăm provocarea la Weekend Show cu cealaltă echipă, bineînțeles, nu? Dacă din echipa 1 a cântat Claudiu, mergem mai departe cu Vasile Topârceanu, bineînțeles. Iar apoi trebuie să ne cânte și Sava, care este nerăbdătorul, văd aici, n-are stare, ba pe dans, ba pe muzică. Să ascultăm, dragilor! Tu m-ai fascinat cu un sărut, un sărut furat într-o seară de mai. Floarea de cireș peste noi ningea, iar secretul nostru doar luna-l știa. Doi îndrăgostiți, fericiți, ne plimbam pe alei, pe sub pomii floriți.
ca într-un vis pluteam amândoi mână-n mână, doi îndrăgostiți fericiți. Fascinat un sărut, un sărut furat într-o seară de mai, ca într-un vis pluteam amândoi mână-n mână, doi îndrăgostiți fericiți. Que a vetes tu mujer, vendistes baños sin querer, pequeñas cosas y olvidé, al ver tu amor la amanecer, y tantas veces yo también, cual con mi no mentade, me di cuerda y olvidé, cuando morir a tu volver, a vetes tu. A veces yo prendimos sin tener ator, sin más por qué, sin más sedor, que puro orgullo ver los dos. A veces sí, a veces no, lo dices tú, lo digo yo, palabras sin ningún valor, pequeñas cosas del amor. Sé que a veces tú metiste baño sin querer, pequeñas cosas y olvidé, al ver tu amor al amanecer, y tantas veces yo también, cual con mi no mentade, me di cuenta y olvidé, cuando morir a tu volver, a veces tú. A veces yo brindo sin tener a todo, sin más por qué, sin más sedor, que puro orgullo ver los dos. A veces sí, a veces no, lo dices tú, lo digo yo, palabras sin ningún valor, pequeñas cosas del amor. A veces sí, a veces no, lo dices tú, lo digo yo, palabras sin ningún valor, pequeñas cosas del amor, a veces sí, a veces no, lo dices tú. Mulțumim mult! Mulțumim Vedeți? Mult! Ai văzut, unde e Emanuel? Emanuel? Deci când Emanuel. În sfârșit Sava a crezut că face capturi cu melodia asta, te-a capturat pe tine? Asta a fost o regie a doamnei Ghițel. Nu e de la noi, e de la ei. Nu e de la noi, e de la ei. Emanuel, vină. Nu da drumul Emanuel nicio clipă. Emanuel m-a furat, mi-a furat inima la Weekend Show și vreau să-l ascult. Ai văzut? Yes. Asta da regie. Cea mai potrivită se numește Closer. Exact. Cea mai potrivită, te ascultăm, Emanuel. Just fine before I met you. Drank too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know
it breaks your heart. Move to the city in a broke down car. And for real, no call. Now look like pretty in a hotel bar. And I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't never getting older. The day I met you, I forget just why I left you. I was innocent. Stay and play that Blink 182 song that we beat to death in Tucson. Okay, I know it breaks your heart. Move to the city in a broke down car. For is no call. Now like a pretty in a hotel bar. And I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't never getting older. Sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't never getting older. 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 We ain't never toate, ce zboruri, ce zboruri, ce aripi! Numai avioane aici, dar noi la weekend show. Probabil corect. Ei, vântul în continuă, creștere, descreștere. La tine e descreștere, Petreceanu. Ei, dragilor, sunteți curioși să știți cine a câștigat astăzi dintre cele două echipe? Sunteți curioși? Cine a câștigat? Ei bine, liniștiți-vă cu toții. La noi, la weekend show, în fiecare ediție câștigă distracția. Asta e! V-ați distrat? Dacă noi ne-am distrat, sunt absolut sigură că și cei de acasă s-au distrat de minune cu noi. Vă dau o întâlnire săptămâna viitoare, vineri, de la 20:30, tot aici cu invitați minunați. O să încheiem ediția în plină distracție și în plină emoție cu o piesă superbă, Ala vino lângă mine. La revedere, distracție la maxim! Era mahmur, nu doar de la șampanie.
ci și de la al dragostei fior. Am fi rămas așa o veșnicie, dar cineva ni se împotrivea. Era un tren hain al cărui zgomot se contopea cu rugămintea ta. Domnișoară, domnișoară, stai te rog și nu pleca. Așa. Domnișoară, domnișoară, stai te rog și nu pleca. Venul între, nu-i în gară, poate mai schimbăm ceva. Dar trenul a pornit și în clipa aceea ne-am fi dorit plecarea să-i stopăm. Căci ne-am dat seama cu durere în suflet că am uitat adrese să schimbăm. Dar astăzi trec iar prin aceeași gară cu același tren hain mult prea grăbit. Zăresc același chip de-o dinioară, de data asta alteia șoptin. Domnișoară, domnișoară, stai te rog și nu